Spuneți-mi, vă rog, ce pregătiri faceți pentru iarna? Ne-am întâlnit deja în mai multe comandamente pentru pregătirea sezonului rece, în care am discutat și despre termoficare, subiectul principal al emisiunii dumneavoastră din această seară, și asigur încă o dată atât pe bucureșteni, pe studenți, pe turiști, că nu se pune problema să avem o dificultate din acest punct de vedere, mai ales având în vedere faptul că ne-am asumat să plătim gazele în avans. Chiar în ședința de mâine dimineața, Consiliul General, avem un proiect de hotărâre prin care se va efectua plata a 28 de milioane de euro, avansul pentru gazele care sunt necesare în această iarnă, restul sumei urmând a fi plătită în ședința următoare de Consiliul General, va exista un proiect de hotărâre. Practic acoperim acum de noiembrie, decembrie, ianuarie și ianuarie și februarie în următoarea ședință. Subliniez. În ceea ce privește termoficarea, nu există nici un pericol să nu fie furnizată apă caldă și de asemenea căldură în București. Iar toate reviziile care s-au făcut în această vară, sperăm să elimine toate acele avarii care au loc iarna. Într-adevăr, din cauza temperaturilor scăzute, posibil să mai apară anumite avarii până la modernizarea integrală a rețelei de termoficare, dar aceste avarii vor fi tratate cu cea mai mare responsabilitate pentru a fi reparate cât mai grabnic, astfel încât cetățenii să sufere cât mai puțin. În ceea ce privește reacția la zăpadă abundentă, chiciură și îngheț, suntem pregătiți. Am luat legătura cu toți operatorii de salubritate care au contracte cu primăriile de sector. Le-am spus care sunt exigențele noastre. Anul trecut am realizat o dezăpezire pe care chiar și criticii și adversarii noștri au recunoscut-o ca fiind una superioară anilor anteriori. Am început procedura prin care achiziționăm în premieră în București mașini de topit zăpada pentru a nu mai vedea acele mormane inestetice în centrul capitalei și de asemenea mașini care să degajeze zăpada de pe trotuare, de asemenea în premieră. Au fost câteva în București, dar foarte puține și în special achiziționate de către operatori privați. Consider că vom face față cu brio și aceste ieri, chiar dacă se anunță mai dificilă, și în ceea ce privește pregătirea primărilor de sectoare, cele 6 primării de sectoare și primăria capitale, precum și operatorii de salubritate, eu spun că știm să ne facem treaba, am dovedit-o anul trecut și acum avem și mai multă experiență, determinare și dăruire și ne și pregătim cu aceste utilaje în plus. În rest, Doamne ajută să fim cu toții sănătoși și să putem să lăsăm în urma noastră ceva, astfel încât să nu considerăm că am făcut umbră degeaba. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Multă sănătate tuturor și Doamne ajută! Dragi prieteni!